Veniturile bugetului local în municipiul Suceava au crescut în luna martie, iar dacă execuția bugetului este una mai modestă, aceasta se explică și prin aceea că o parte din încasări au intrat în contul lunii aprilie. Primarul Ion Lungu a informat că pe partea de funcționare, execuția din primul trimestru al anului 2020 a fost de aproximativ 63%, în timp ce la secțiunea de dezvoltare procentajul este de 21%. Acest grad este pus de edilul șef al Sucevei pe seama lunilor de iarnă în care investițiile au fost mai reduse. Lucrurile au pornit destul de greu la începutul anului și mulțumim Dumnezeu că și-au revenit cât de cât pe sfârșitul lunii martie. Sigur că o parte din încasări au venit și dată de 31 martie, sunt prinse în luna aprilie. Și totuși, în aceste condiții, la funcționare avem 63,17%. Și sigur suntem trași în jos de procentul explicabil până la urmă, sigur că fiind un luni de iarnă, investiția a fost mai redusă, 20,49%. Este ca și pondere bugetul cel mai mare trimestru din cele patru ale anului și ca atare eu zic că suntem într-o linie cât de cât normală cu încasările în ceea ce ne-am propus pentru acest an și sunt convins că se vor îmbunătăți în perioada următoare încasările în măsura în care trece această pandemie. Când voi fi primar, așa voi proceda. Eu spun că dacă ne propunem mult, o să realizăm ceva. Dacă o să ne propunem puțin, nu o să realizăm nimic. Cunosc primari și primării care au bani în cont, nu fac cheltuieli de frică și nu realizează nimic. Așa e stilul meu de lucru, sunt mai optimist, fac bugete mai optimiste, mai ales în condiții care le-am explicat, că sunt aceste fonduri europene care nu vin când vrem noi și multe întârzieri pleacă de acolo. Deci una peste alta, faptul că an de an noi am realizat lucruri bune în Suceava, chiar și în acest an, iată, am terminat primăria, terminăm zona de agrement, de pe marul râului Suceava, gazul, metan, piața de Niscani. Deci înseamnă că bugetul este bun. Da, este un buget optimist, recunosc. Dar vă spun, dacă îți propui mult, poți să mai faci ceva. Dacă îți propui puțin, nu faci nimic. Asta e strategia mea, îi respect pe lecturile de la AMR, îți mai vezi că e acolo, eu am un punct de vedere, sigur că una să stai cu hârtie în față, așa să fii pragmatic, să lucrezi într-o funcție și să conduci o instituție.